Bună ziua, stimați ascultători! În vinerea aceasta, la Tânărul Creștin, în direct aici la Radio Dobrogea, vom discuta despre o temă care poate surprinde pe unii, omul cultivat, pentru că am constatat și eu ca și alții că se redefinește ideea de cultură sau se redefinește deoarece vreme. Astăzi poate vedem mai bine lucrurile acesta. Și oarecum se redefinește locul și rolul culturii. Sunt autori occidentali care consideră că se produce de mai bine de 3 decenii un fel de barbarizare a Europei. Mediul elitelor, mediul universitar nu mai este neapărat un mediu al oamenilor culți sau cultivați, ci e un mediu al oamenilor care doresc să parvină, doresc să obțină ceva în urma studiilor pe care le fac. Discutăm astăzi cu 3 elevi, cu Teodora, Răzvan și Răzvan. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit. Elevii în clasa 9 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Bun. Înainte de toate să anunțăm căile de comunicare. Deci tema este omul cultivat. Se poate comunica prin SMS la 0768123456, 0768123456, cu tarif normal în rețeaua Telecom și, evident, prin Yahoo Messenger la DIU Radio Dobrogea. Bun. Să începem cu ideea de bază. Ce înțelegeți prin cultură? Când un om dobândește o anumită cultură, care e conținutul cuvântului cultură? Știu că cultura provine din latină și cuvântul cultură provine din latină și înseamnă a onora. Și am putea spune că un om are nevoie de o identitate. El se naște în unei comunități și trebuie să simtă că trăiește în acea comunitate. Și are nevoie să înțeleagă originea sa. Și astfel am putea spune că prin cultură el înțelege progresul, evoluția poporului în care face parte și se simte mândru de ceea ce face, din ceea ce face parte. Și are o legătură cu spațiul cultural din care face parte, pentru că un popor face parte dintr-un spațiu cultural. De exemplu, noi suntem în zona de influență occidentală cu influențe răsăritene prin religie, prin creștinism ortodox. Vreau să adaug la ce a spus colega mea. Datorită faptului că prin cultură un om se poate identifica, un om cult, dacă e să-l numim așa, poate să înțeleagă nu numai evoluția și progresul așteptat de către spațiul cultural în care trăiește, ci și trecutul și poate să înțeleagă mai bine ce ar putea face pentru a menține un echilibru în acest spațiu în care trăiește, adică să nu se ajungă la un minim scandalos cum ar veni de cultură și civilizație în spațiul respectiv. Da. Cultura s-ar putea referi și la informațiile pe care le acumulează un om, dar s-ar putea referi și la modul în care el le folosește, în care le asamblează și s-ar corela și cu comportamentul lui, deoarece cultura e legată și de firea omului, un om care nu se poate comporta normal și decent, nu se poate spune despre el că are o cultură. Și că e cultivat. Nu întâmplător m-am gândit la acest titlu. Puteam să spun omul cult, dar omul cultivat este omul care are o cultură, dar are și un mod de a fi. Un mod, exact cum spuneai, un mod de a utiliza, ca să spun așa, cultura. Adică este un om care a asimilat o cultură, cultură care îi dă o perspectivă asupra vieții, care îl formează, care îi dă o identitate, exact ce spuneați. Bun. În alte epoci, cultura era cea care crea acea bază comună. Deci, o cultură a unui popor, așa cum o definea Hegel, ținea de identitatea lui. Și atunci, evident, că un individ dintr-un popor trebuia să crească cu eroi, cu tot felul de povești, cu Evanghelia în cazul unui popor creștin. Deci în școală copilul era în primul rând educat, format în spiritul culturii prin texte fundamentale. Exista ideea, unde găsim?
Păi, grecii îl citeau pe Homer, pe Hesiod. Era clar, se știa precis care e temelia culturii. Ulterior, în creștin, se știa Evanghelia, vieți de sfinți, un catehism, adică o idee despre idealul uman al sfințenii. Bun. În vremurile noastre, sensul ăsta s-a mai schimbat, în sensul că a apărut ideea că această cultură ar fi doar o chestiune pentru elite, deci cultura ar fi ceva pentru câțiva care fac studii superioare. Cineva pe nume Humboldt a introdus ideea aceasta, care e la fel de valabilă. Acum, vroiam să vă întreb, cum se mai îmbină cultura aceasta pentru toată lumea cu această cultură a elitelor? Se mai îmbină, nu se îmbină, se întâlnesc? Da, te rog, vorbește către bazat pe prima afirmație pe care ați spus-o, cultura reprezintă o bază pe care orice om ar trebui să o aibă, minim acolo. De exemplu, la noi, la români, poveștile lui Creangă, diversele mituri, legende, cu care basme, exact, pe care le aflăm când ne naștem și când suntem în fază de copilărie. Într-un fel se pot întreprinde cu ceea ce a spus în legătură cu elitele, pentru că la început, când ești copil, vezi un basm drept o poveste fantastică în care binele învinge răul, prințesa este salvată, dragonul este omorât. Dar mai încolo, când încep să înțelegi simbolurile și să înțelegi cam ce a vrut autorul să, mă rog, evident că există un autor, ce a vrut autorul să spună prin acel basm, într-un fel, acolo se corelează acel statut de om de elită în care înțelegi mai bine decât a înțeles altcineva ce vrea să spună o anume creație literară. Mă rog, fac referire direct la creațiile literare, dar revin asupra ideii și spun, cultura, în opinia mea, și obțin cultura e la fel pentru toți. Depinde acum cum vrea un individ să o dezvolte, să și-o dezvolte. Adică există acea rădăcină, da? Nu poți să construiești o cultură pe nimic. Trebuie să existe. Și atunci, cultura pentru toată lumea e primul nivel al rădăcinii, după care începe să crească planta culturii. Și în această rădăcină intră poveștile nemuritoare, fundamentale, despre ce înseamnă om, lupta binelui cu răul și anumite modele, paradigme. Da. În legătură cu îmbinarea asta, tu cum o vezi? Eu mă gândesc că poporul ar trebui să fie un grup omogen, iar atunci când se naște cineva într-o comunitate, ar trebui să preia cultura, pentru că excluzând datorită nivelului statutului, este ca și mai exclude dintr-o comunitate, din... Deci un om care ar refuza, să spunem, să asimileze cultura aceasta despre care vorbeam, primul nivel, are probleme de integrare, de relaționare, pentru că nu înțelege anumite lucruri. Exact. Cum se discută de atâta vreme despre Miorița? Ce anume din spiritul nostru românesc a putut să creeze Miorița? Ce anume ar trebui să înțelegem? Care ar fi mesajul de bază din Miorița? Nu? Deci avem texte care scot la iveală anumite trăsături ale unei culturi și ale unui popor. Că cineva interpretează într-un fel sau un alt fel, de exemplu cineva spune românul este defetist, se resemnează, altul spune românii se omoară între ei. Vedeți? Deci pot fi perspective diferite, dar pornim de la același lucru, de la textul acesta, produs de scriitorul, autorul anonim, de, mă rog, poporul român, să spunem așa, cineva care a sesizat ceva. Da, Răzvan, cum vezi tu îmbinarea asta? De ce vă întreb? Cultura postmodernă deja intră în contradicție esențială, e o contradicție majoră cu cultura tradițională. Nu mai are nicio legătură, nici în spirit, nici în formă. Și atunci, cum facem să le corelăm? Cultura noastră pe care o dobândim în prezent trebuie să se bazeze pe cultura comună, deoarece noi nu trebuie să ne uităm niciodată reperele sufletești și de acolo de unde am plecat. De ce?
nu trebuie să uităm. Pentru că poate unii ar dori ca noi să le uităm. Poate ar fi mai ușor să nu mai avem o idee. Se vorbește de globalizare. Deci ar trebui să mai avem... Un popor trebuie să-și păstreze identitatea națională și trebuie oarecum să se distingă de celelalte prin anumite caracteristici definitorii. Și care, aici cultura joacă un rol important. Da, deoarece basmele românilor diferă foarte mult de basmele nordice, spre exemplu, sau de alte mituri și legende din culturile orientale sau... Da, e o observație foarte importantă. Deci se vede foarte ușor că noi am produs ca popor ceva diferit. Sunt teme diferite, sunt... De exemplu, Tristan și Izolda nu e scris de români. Românii au avut alte teme majore. Bun. Hai să mergem mai departe. Apropo de creșterea aceasta a plantei culturii, ați vorbit despre temelie, da? Faptul că toată lumea ar trebui să aibă un om cult, adică ar trebui să cunoască cam care sunt marile povești care au creat o cultură românească. Mai departe, ce ar însemna să facem un pas în plus către o cultură a elitelor? Ce credeți voi, ce tip de lecturi sau tip de informații, cum spuneam, ar trebui să dețină un om cultivat ca să facă un pas în plus? Da. Cultura nu constă doar în literatură, pentru că până acum noi am vorbit despre... Am dat exemple de texte și exemple din literatură. Însă mă refer aici la cultura strict românească. Noi, ca popor, avem vari reprezentanți de seamă în diverse domenii ale artei. Spre exemplu, în muzică avem pe clasicii Porumbescu, Penescu, ale căror rapsodii și opere și creații încă se cântă în marile scene din alte țări, precum Parisul, Londra și multe altele. Avem, de exemplu, sculptori, clasicul Brâncuș, care sper că a auzit toată lumea. Avem pictori, Tonița Grigorescu, Izer, care, ale căror opere sunt expuse în marile muzee ale lumii. Deci un om care ar dori, care ar vrea să aibă o plantă a culturii mai, mai răsărită decât alții, ar trebui să caute informații în aceste domenii. Și prin informații nu mă refer doar la căuta pe internet sau a citi cărți despre acești, despre reprezentanții pe care doar cei am enumerat. Da, da, da. Ci, de exemplu, prin a avea parte de o experiență directă, într-un fel, cu operele lor, de exemplu, să meargă la Opera Națională din București sau la aici, la noi, în oraș, la Teatrul Oleg Danovski sau... Deci să intre în contact cu arta acestor oameni. Da, exact, exact, pentru că este mult mai simplu să le înțelegi arta decât atunci când o citești sau când pur și simplu te uiți la imagini. Noi am avut un mare dirijor despre care, din păcate, nu se mai vorbește atât de mult, apropo de cultura în care trăim, Celi Bidache. Unul din mari dirijori și mari teoreticieni ai muzicii. Am ascultat interviuri cu el, am citit interviuri. Sunt niște idei cu totul deosebite despre ce înseamnă arta muzicii. Eu, personal, n-am mai întâlnit ideile acestea și... am constatat că în Europa a fost considerat un dirijor important. Am primit un mesaj care sună așa: într-adevăr, fiecare popor se identifică prin ceva, o particularitate a lui. Cum ar fi să auziți cântecul Marie și Mărioară cântat de un trib din Somalia? E o întrebare. Acum, da, te rog, în legătură, Răzvan, cu mesajul vorbește primit, la microfon. Da, în legătură cu mesajul primit, aș dori să adaug, în perioada comunistă, la vizitele lui Ceaușescu în China, dacă nu mă înșel, soprane chineze cântau Lie Ciocârlie sau ceva de genul ăsta. Deci, din prietenie comunistă. Ni se promova într-un fel cultura, pentru că până la urmă Lie Ciocârlie este un cântec care ne dă aproape tuturor fiori. Tema este dureroasă, dar ceea ce vreau să exemplific prin ce am spus acum câteva secunde este că ar fi ciudat, după cum spune ascultătorul, să auzim Mărie și Mărioară în Somalia, dar
nu îndeajuns niciodată încât să spunem că ni s-a furat cultura, să spunem că somalezi încearcă să se identifice cu acest cântec, ci mai degrabă într-un fel că ni se respectă cultura și că ni se apreciază originile, ni se apreciază modul de a gândi și firea, până la urmă, cum a spus. Uneori străinii ne apreciază mai mult cultura și aici poate apucăm să vorbim în a doua parte despre cum sunt receptați acești oameni importanți în cultura noastră. O observație este că ei sunt asimilați și apreciați mai mult când pleacă decât când rămân aici, ceea ce e foarte interesant. Sensul întrebării era și acela că în Africa, în Somalia, există un alt folclor și că poate totuși am avea și noi cu ce să ne prezentăm, exact cum spuneai, în, cum se cheamă, tablou acesta al culturii popoară. Vreau să zic că atunci când, de exemplu, cântecul e ciocârlie, noi, atunci când s-a creat cântecul, s-a dorit să se transmită sentimentele și firea românească, care nu coincide cu firea altor popoare și normal că nu este același lucru, nu poate să transmită aceleași emoții. Da, pentru că există o anumită experiență pe care o au oamenii de generații și pe care o transmit, o anumită atitudine față de viață, față de moarte, față de natură, față de aproapele. Există un spirit nordic un pic mai distant, un pic mai legalist în relațiile dintre oameni, există un spirit un pic mai liber, poate mai anarhic, în răsărit, în sud. Lucrurile sunt diferite, e adevărat. În schimb, ceea ce este valoros emoționează pe un om de oriunde. Aici observăm dacă un lucru într-adevăr are o valoare universală, poate intra în cultura. Și avem exemplul mănăstirilor din nordul Moldovei, care, poate nu neapărat prin contribuția noastră, au intrat în patrimoniul UNESCO. Adică unii oameni au fost impresionați de niște biserici pictate pe din afară, complet, după un anumit tipar, după o regulă. Lucru nemai întâlnit, nicăieri. Și atunci, poate noi nu reușim, trăind tot timpul cu aceste lucruri, să le apreciem. Dar uite, observăm că alții sunt foarte atenți la lucrurile astea. Scrie cineva, este adevărat că oricine poate cânta o melodie românească, însă cum o interpretează un român e unic. Cred că de aici vine și particularitatea. Un popor are cultura care îl definește. Dar când receptăm cultura preponderent americană, cum e? Aș prefera să luăm o scurtă pauză acum și să vorbim în a doua parte pornind de la această întrebare, pentru că e un subiect care se va dezvolta, va merge într-o altă direcție. Luăm o scurtă pauză. Aproape de sufletul tău, Radio Dobrogea.
Am revenit în direct pentru emisiunea Tânărul Creștin. Astăzi discutăm despre omul cultivat, omul care se modelează, se formează, se lasă modelat în primul rând, pentru că foarte mulți nu mai doresc să se lase modelat sau sunt modelați într-un mod involuntar, așa, ascultând texte de hip-hop, de exemplu, texte care poate nu sunt neapărat așa de pline de miez și de conținut și poate că nu mai au nicio legătură cu Lie Ciocârlie. Anunț din nou căile de comunicare prin SMS 0768123456 cu tarif normal în rețeaua Telecom și pe Yahoo Messenger Live Radio Dobrogea. Am luat pauză în momentul în care am primit un mesaj despre cultura americană. Care cultura americană, nu știu, mai are vreo legătură cu folclorul, cu temele mari ale culturii românești? Se mai poate face vreo legătură? Cine? Răzvan al doilea. Din păcate, oamenii din ziua de astăzi împrumută doar ce este negativ de la poporul american. Ei au creat niște invenții niște invenții remarcabile, dar... Nu astea sunt vizate. Nu sunt vizate și sunt vizate anumite melodii care nu promovează niște valori umane importante. Cum ar o fi cultură promovată prin muzică, filme, emisiuni de divertisment. Așa, cum ar fi? Cum ar fi melodiile acum, care sunt interpretate și de cântăreți români și ei doresc prin aceasta doar să atragă popularitate, nu neapărat să promoveze un mesaj profund. Sunt copiatori, să știți că despre noi mari oameni, cum ar fi Eugen Ionescu, Petru Culianu, au spus că noi suntem în principiu copiatori. Foarte puțini români, vorbind de creatori de cultură, artiști, scriitori, eseiști, foarte puțini au fost originali. Majoritatea au copiat. Asistăm din nou, sau asistăm la repetarea poveștii, adică un artist copiază ceea ce vede că are succes. Nu are curajul de a veni cu ceva nou. Asta e o trăsătură mai veche. Te rog. Asistăm la o repetare a istoriei, în opinia mea, adică ce s-a întâmplat la începutul anilor 1900 cu societatea franceză și modul în care noi am împrumutat anumite expresii pe care oamenii le considerau foarte interesante și le plăcea foarte mult. Acum noi împrumutăm din cultura americană și... Păi cultura franceză a fost detronată de cultura americană. Și atunci copiem și noi din cultura care e la modă, să zicem așa. Te rog, Răzvan întâiul. Referitor la ce a spus... Vorbește în microfon. Da, referitor la ce a spus legat de cântecele rap pe care se ascultă, e un exemplu particular, care se ascultă astăzi la radio. Într-adevăr, mesajele lor nu sunt pe cât de profunde. Știu că există mai multe genuri de... Da, nu, asta vreau să spun. Și la americani și la români și cam toate, aproape toate felurile în care se cântă și se produce muzică rap, există și segmentul de muzică rap / hip-hop care promovează anumite mesaje și dacă ar fi să dau un exemplu concret din America, aș putea spune de Kanye West, care în afară de câteva hituri pe care le are și care sunt cunoscute în lumea întreagă, are albume întregi în care discută teme și probleme americane. Primul său albumul de debut, College Dropout, de la care am devenit fan, practic dezvoltă ideea de sărăcie în care trăiesc studenții americani de la facultate. Tot albumul este creat pe conceptul unei povești în care Kanye pleacă de la colegiu întrucât nu mai are bani datorită faptului că a cumpărat prea multe cărți pentru a-și da un master, un doctorat. Și până la finalul albumului el realizează că doctoratul ăla nu o să ajute cu foarte multe în viață. Asta e la americani. La noi, la români, există foarte, foarte mulți artiști hip-hop
rap și și pop și din alte genuri ale muzicii care nu sunt promovate și totuși au melodii care, ale căror mesaj seamănă cu cele promovate de americani, dar au și o latură nu naționalistă care îi definește, care definește, de exemplu, popul român de popul american, hip-hopul românesc de hip-hopul american, indiul românesc de indiul american. Este cu totul și cu totul altceva. E adevărat, dar foarte puțin, doar cei ca tine care chiar doresc să afle, foarte puțin știu că există și altceva. Majoritatea știu că există mesajul acela dominant, unde hip-hop-ul e o muzică care promovează vulgaritatea, desfrâul, viața la limita legalității și tu spui că, în definitiv, prin acest gen se poate exprima și altceva, se pot, cum să spun, mărturisi și alte trăiri decât cele... E adevărat, dar noi vorbim de ceea ce predomină și de faptul că se pretează foarte mult mesajul acesta anarhist și la limita legii cu genul de muzică, pentru că e un gen de muzică produs chiar la limita societății, undeva în niște cartiere, e vorba de un spirit de revoltă care a stat la baza muzicii acestea, e vorba de negri care oarecum trăiau, negri cei mai sărași, să spunem, care trăiau undeva, se simțeau respinși și marginalizați și atunci era un mijloc de, cum să zic, exprimare a protestului față de situația respectivă. Da, vrei să spui ceva? Da, tot de rap și hip-hop. Din păcate, rap și hip-hop se poate spune că a început de la un fel de revoltă. Oamenii negri încercau să își exprime nemulțumirile, problemele societății și până acum s-a ajuns să se vorbească de fapt de putere și bani sau de la o extremă la alta. Dar ca să dăm așa o încheiere acestui subiect al hip-hopului, să spunem, ca un sau ca un gen care e produs de cultura americană. Ce anume ar putea să preia un om cultivat dintr-un asemenea gen muzical? Ce l-ar ajuta să își crească planta culturii? Referitor, acum o să mă refer strict la hip-hopul românesc, hip-hop, hip-hopul partea nepromovată. Există un producător în România care a realizat în cariera sa și, mă rog, nu că și-ar fi terminat cariera, dar melodiile sale au beat de hip-hop, acel 1, 2, 3, 4 și negativ de hip-hop, într-un fel omogenizat cu melodii românești. Un exemplu foarte bun ar fi Dansul Fetelor Dacă Pâlna, pus pe hip-hop. Astfel de melodii, îl ascult pe respectivul și îmi place la nebunie, astfel de melodii l-ar ajuta pe un om cultivat care dorește să își crească planta culturii prin... melodiile, într-un fel, fac apel la curiozitatea lui de a afla mai întâi. Cel puțin eu așa am făcut, am vrut mereu să aflu care este melodia populară de la care a pornit melodia. Deci te-a dus la folclor. Da, și chiar sunt interesante și remixurile hip-hop și melodiile originale, trebuie să mărturisesc. Da, e o perspectivă interesantă, da. Vrei să spui? Aș vrea să zic ca un fel de generalizare a ideilor colegilor mei în legătură cu omul cultivat care dorește să treacă de bază, că pentru a trece de acest prag e nevoie de flexibilitate și de dorința de a cunoaște și alte domenii, nu strict literatura, de a intra în contact cu tot ceea ce ține de cultură. Am mai primit niște mesaje, ne mai definește ceva dacă împrumutăm din cultura altora. Ce este românesc în Halloween sau Valentine's Day? Aici e vorba de ceva mult mai puternic ca impact. Adică dacă un gen muzical ține de preferința cuiva, îl ascultă dacă o dorește sau nu îl ascultă, ascultă un post radio sau nu. Halloween și mai ales Valentine's Day au intrat în cultura, să spunem, promovată serios, adică sunt lucruri pe care nu le mai poți evita. Dai de ele în școală, dai de ele pe stradă, în mall-uri. Cum vedeți voi relația între identitatea noastră și aceste sărbători împrumutate? Te rog, Răzvan al doilea. În principiu, cultura unui popor nu poate fi niciodată staționară. Tot timpul împrumutăm de la ceilalți
dar totuși ne rămâne ceva care ne definește. Sau ar trebui să rămână. Ar trebui să rămână, bineînțeles. Da. Spre exemplu, popoarele migratoare ne-au lăsat o foarte mare parte din lexicul nostru din ziua de astăzi. Așa s-ar putea întâmpla și cu americanii, să ne lase anumite sărbători care să nu ne invadeze prea mult cultura, dar să fie acolo, să nu ne deturneze și deformeze cultura, că dacă rămânem pe un drum firesc, atunci... Da, în microfon, te rog. Trebuie să recunosc, spre probabil supărarea ascultătorilor care ne-au trimis astfel de mesaje, că într-un fel, nu în fiecare an, dar îmi place să sărbătoresc Halloween-ul. De ce? Pentru că nu e că aș aprecia valoarea lui simbolică, pentru că Halloween-ul este de fapt ziua morților americani și totul a pornit de la povestea lui Jack O'Lantern. Și acolo e o deturnare, că pleacă de la ziua tuturor sfinților, da, morții, da, și de aici, da, la fantome și strigoi. Îmi place să sărbătoresc Halloween-ul, nu ca un american, ca un pur american care pune dovleci și chestia asta. Ok, și eu sculptez dovleci cu sora mea și cu prietenii mei, pentru că asta ne place. Asta e partea interesantă. Da, în fiecare an ne adunăm la cineva acasă și venim costumați și avem parte de... și ne distrăm și ne place, pentru că nu simțim că suntem americani, nu că am vrea neapărat să fim americani, dar într-un fel simțim că am putea să facem ceva mai mult decât avem noi în cultura românească. Nu spun că am avea foarte puține lucruri, dar Halloween-ul pentru mine simbolizează într-un fel, la cel puțin ar trebui să simbolizeze noi români, o încercare de apropiere către cultura americană, nu o preluare directă, nu o invadare din partea lor, ci mai mult un fel de a înțelege de ce fac ei asta și a înțelege că această sărbătoare nu încearcă să ne invadeze, ci mai mult încearcă să ne apropie, pentru că în România trebuie să recunoaștem, oamenii nu sunt foarte apropiați. Și noi în fiecare an de Halloween venim mascați, ne uităm la filme horror cu popcorn și chestii astea, ceva stereotipic, dar ne simțim bine și ne simțim mai apropiați decât în alte dăți. Dar apropo de omul cultivat, nu e totuși o contradicție? Bine, din ce mi-ai spus, mi-a rezultat clar că tu din Halloween nu ai luat esența. Esența sărbătorii este să îți aduci aminte că există o lume a spiritelor, a fantomelor, a strigoilor, o lume întunecată. Noi, de exemplu, românii, nu avem în cultura populară o obsesie pentru ocult, pentru fantome, pentru spirite care ne bântuie. Există, dar nu e atât de pregnantă ca în cultura nordică. E, în cultura aceasta, de exemplu, celtică, care era personajul principal într-un sat? Era vrăjitorul, da? Vraciul. E, acel vraci comunica cu spiritele. Că aici e ceva înrudit cu șamanismul. Și la steci se întâmpla asta, se făcea sacrificii umane pentru zeci. Nu e una din cele mai vechi forme de manifestare a religiei, șamanismul, sau, mă rog, ideea asta. Druidism, nu știu. Da, bun. Dar în momentul în care creștinismul se răspândește, exact cu asta intră în conflict. Adică cu dificultatea celților și a nordicilor de a împăca lucrurile. Și atunci s-a ajuns chiar la un conflict în care sfinții în care au încreștinat Irlanda, de exemplu, trebuiau să aibă de-a face să aibă confruntări chiar violente cu vracii aceștia. Pentru că vracii simțeau că nu merge. Concepția despre moarte și viață după moarte și, cum se cheamă, rostul spiritelor și ce înseamnă duhuri bune, duhuri rele, e diferită în creștinism. Creștinismul nu este educat să se teamă de lumea aceasta. Din potrivă, este educat să nu se teamă de satana. Să știe că satana este un câine neputincios dacă l-ai pe Dumnezeu de partea ta. E o diferență. Iar asocierea asta a Halloween-ului cu popcorn e o chestie care nu ține de esența. Adică să te simți bine gândindu-te la lumea asta întunecată e o americanizare comercială care nu mai are legătură. Halloween nu asta presupunea, să nu cumva să uiți că există o lume care te va trage în jos, spre întuneric. Da, te rog. Da, din păcate, sărbătorile pe care le-am împrumutat noi, între ghilimele, de la americani, și anume Halloween-ul și Valentine's Day-ul, au mai mult caracter comercial. Ele doresc să promoveze anumite magazine și vânzarea anumitor produse. Profit,
nu să aibă o semnificație. E adevărat, dar se creează mai întâi o modă. Ca să ai un profit, trebuie să existe o modă. Adică Halloween nu să aibă un conținut. Ne punem niște măști urâte. Dacă ar fi doar chestiunea cu dovleacul, eu când eram copil aveam sărbătoarea asta dovleacului, dar nu avea nicio legătură cu spiritele. Mm-hmm. Da, te rog, că te-am întrerupt. Zi. Da, și de aceea noi ar trebui să nu ne lăsăm prada acestor aparențe și ar trebui să studiem problema în substratul ei și în profunzimea ei, nu în aparență. Consider într-un fel că e o formă de manipulare, nu? Să fim conduși către o anumită viziune, interpretarea sărbătorii. Ar putea fi numită și așa. Da, da, da. Dacă ne poate regia pune din nou ultimul mesaj, să discutăm un pic despre... ultimul mesaj sună așa: noi preluăm cultura americană întrucât încercăm continuu să ne modernizăm, să trecem peste etapa reprezentativă românească, cea comunistă. Mesajul melodiilor hip-hop este de multe ori ignorat de către români pentru că mulți nu înțeleg. Nu e cazul vostru. Voi înțelegeți despre ce e vorba. Apropo de comunism, ascultătorul ne vorbește despre... Poate că, într-adevăr, ieșirea din comunism a accentuat dorința asta de a fi în rând cu lumea civilizată. Exista și înainte tendința de a copia... Nu avem o istorie, formația Phoenix, care copia ceva ce se făcea în altă parte cu influențe românești. Dar probabil există și acest lucru. Dacă tot am vorbit de americanizare, care e un fenomen foarte vizibil și puternic, despre care europenii vorbesc înainte ca regimul comunist să cadă, de multă vreme, din perioada aceea hipiotă se vorbește. V-aș întreba, din tot ceea ce vine din această cultură americană, un om cultivat, ce ar putea să ia? Eu am o perspectivă foarte tristă și negativă despre americanizare. O văd ca pe o barbarizare. Voi cum o vedeți? Da, zi, Răzvan. La liceu, la clasele de intensiv engleză, se studiază literatura. Literatura, în clasa nouă se face literatura britanică, apoi în clasa 10 se face... A 10 sau a 11, nu sunt foarte sigur, se face literatura americană. Eu, dinainte de... Nu știu, că am început să citesc Edgar Allan Poe în clasa a 7-a, la recomandările profesorii mele de engleză, și am descoperit că simbolistica pe care acesta o folosește seamănă cu cea pe care o promovează George Bacovia în poeziile sale din, de exemplu, volumul Plumb. Edgar Allan Poe este un reprezentant al simbolismului, la fel cum a fost și Bacovia, ale cărui texte, da, au teme morbide, dar într-un fel sunt atât de frumos detaliate și frumos simbolurile sunt atât de frumos folosite, încât nu poți să nu le citești, să nu încerci să le înțelegi, să nu încerci să le comentezi, cum se face, de chiar exemplu, dacă română. Nu ești de acord cu perspectiva, e ca și cazul lui Kafka, unde poți să nu fii de acord cu ideile lui Kafka, dar s-ar putea să te impresioneze felul în care scrie. Apropo de, da, vreau să zic că în legătură cu preluarea culturii altor popoare, omul se naște cu liber arbitru. El decide ce îl poate reprezenta și nu mi se pare nimic rău dacă preluăm anumite idei atâta timp cât ne păstrăm firea și modul de a fi tipic românesc. Atâta timp cât încercăm să îmbunătățim sau să modelăm acele idei după poporul nostru. Da, aici intervine o chestiune foarte delicată, pentru că a adaptat, de exemplu, toată această mitologie legată de vampiri la cultura românească e posibilă. Se vorbea și la noi despre moroi sau eu știu... Strigoi. Da, strigoi, dar nu e același lucru, pentru că viziunea nordicilor despre acest subiect e diferită. Adică cel care a scris Dracula nu cunoștea felul în care românul privea problema asta, ci a prezentat o Transilvania lui. Așa încât un occidental, când vine în Transilvania, are în minte imaginea lui Bram Stoker, care nu prea e reală, adică nu are nicio legătură. Și mi se pare bine,
într-un fel e pozitiv că vine cineva să viziteze un castel gândindu-se la Dracula, dar dacă nu depășește faza asta, e trist. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, le mulțumim și ascultătorilor. Sperăm că ceea ce am discutat chiar e de actualitate. Le urăm o zi plăcută. Scuze, plăcută în continuare. La revedere!